În cadrul Ligii Naționale de Basket Masculină, în grupa 1, echipa CSM Constanța a pierdut în deplasare partida cu Rapid București. A fost un meci intens disputat la finalul căruia gazdele s-au impus cu 92 la 82, chiar dacă oaspeții au înscris mai mult în repriza secundă. Pe sfertul rezultatele au fost 23 la 19, 24 la 15, 22 la 25 și 23 la 25. Rapid a condus la pauză cu 47 la 34 și a menținut scorul apropiat în sferturile 3 și 4 astfel încât echipa oaspete nu a reușit egalarea. Pentru CSM Constanța au înscris Anderson Junior 24 de puncte, 6 recuperări și 2 pase decisive, acesta fiind principalul marcator urmat de Duffy 20 de puncte, Toroc 9 puncte, Griffin 6 puncte, Oprean 6 puncte, Gribinic 6 puncte, Lazar 5 puncte, Hill 4 puncte, Cizauscas 2 puncte și Scott de asemenea cu 2 puncte. Echipa Constanțeana, antrenată de Dan Fleșeriu și Valentin Boian, va juca meciul următor pe teren propriu sâmbătă 2. 23 martie de la ora 18 în sala sporturilor Simona Amunar din Constanța adversare va fi echipa CSO Voluntari